Poporul românesc a fost 64-78. Când am creat în 72, cu excepția acestuia, stilul orgă și nai în Elveția la Lozan. În templul din Chiui-Piui erau două orășele mici, săturețe, care aveau niște temple frumoase și cu orgi stil baroc. Acolo am făcut primele încercări, numai pe folclor și pe doi neromânești. Acolo am înțeles că folclorul românesc este baza sunetului universal și că naiul este de origine divină, instrument pur inițiativ. Pur inițiativ. Poate să vină 7000 de generații de americani să ne demonstreze nouă că muzica lor este inițiativă. În acel moment, eu, ca și țambalul lui Ion, săracul rămâne fără țambal, toc naiul meu în bucățele, îl fac ciorbă și îl mănânc. Dacă ei demonstrează în 8 măsuri că ce se cântă în toată muzica americană de 300 de ani sunt măsuri inițiatice, de origine divină, de rugăciune, de purificare și de spălare a ce este jos, că tot ce fac ei este de la burit în jos și ce facem noi este de la burit în sus. Noi spre Dumnezeu și Biserică, ei spre ce cred ei. Deci eu cu muzica folclorică am mers până în 1978 când am intrat și am creat prima dată în istorie ca și nai cu orgă, care a fost un tsunami mondial. România bar n-au de treabă, dar nici nu trebuie să știe. Noi știm de Udrea, de Vica și de Oana Zăvoran. Bine! Asta sunt adevărate miracole naționale. Ce se întâmplă în sunet, în muzică? Dar nu are nicio importanță că eu exist, că sunt sănătos. Mulți cred că au murit pe acolo, cu germane, Zamfir, Zamfir is dead. Zamfir is still alive? Never in the lab. No, never. Zamfir is dead, it's a long time. E putre, bă, ăsta, bă, e putre. Îmi spun că sunt putre de bogat. Nici acolo nu e adevărat. Dar, în 78 am creat stilul pop cu sinfonii. Alt tsunami mondial. Și am călătorit prin Anglia cu James Last, prin America, nu mai știu de câte ori, prin Canada, prin America Latină, prin Scandinavia, tot globul pământesc. Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Corea de Sud și așa mai departe. Acolo m-am impus cu acest stil pop. Și i-am învins pe americani cu propriile lor melodii, cu un instrument venit de la Găiești. Asta e cool. Și are Găieștiul cu Los Angeles. Da, poate să aibă. Unde s-a născut Zamfir? I don't know. E România. România e a country, e a village, maybe it's a farm. E o fermă, da. România e o fermă. Unde? Lângă Hungaria. Lângă Budapest. E nu văd că Budapest e Budapest, dar Bucarest e Bucarest. Oh, no, I don't believe that. It's a really farm, yeah. And where is it? It's very far away in Europe. Ready? Oh, my God. My goodness. Romania is a farm. It's a big farm. It's a people there. No, it's a people there. They want the trees. In the tree, in Hobash. Really? That's crazy. I don't believe that. And how come? Păi ne hrănim cu frunze, cu crăci. Și pe ce, cu ce vă spuneți? Pe scară. Și așa trăiește. Păi, really bad. For 8,500 years. 8,500 years, we live in the tree. Nu mai. Că s-a fost soluție, că doamne, că ce? Ce? King Kong era zero pe lângă noi. Tarzan, așa l-ai născut la Timișoara, vai să vină, l-ai născut la Timișoara. Așa a fost român. Deci, i-am învins pe american cu melodiile lui Billy Joel, al lui Lionel Richie, așa mai departe, Elton John, da? Și toți rockerii și folkiști, englezi și haidun. Cu instrumentul acesta aproape nevăzut, două octave și jumătate. Și v-am dat exemplu în câteva melodii, că nu putem să stăm toată seara aici, când vine tineretul peste noi ăștia cu whisky, cu burbonul și cu gheața și începe clubul să trăiască până la 6 dimineața. Zici că aici, atunci, îngerii Fecioarei Maria vin și stau cu ei la masă.
Sfântul Gheorghe, ziua mea, mâine vine Sfântul Gheorghe din Nicolă. Îmi spune Sfântul Gheorghe, Ghiță, dă și mie un whisky, dar mai tare, tata, așa. Mâine, sigur că... Thank you.